Salut dragilor și bun venit la idei Do It Yourself! Astăzi avem un tutorial despre cum să tricotăm circular. Am început să tricotez acest model foarte ușor spre dreapta, iar în cele ce urmează vă voi arăta materialul de care aveți nevoie și structura de bază a tricotatului circular. Am despachetat ustensilele pentru tricotatul circular. Am aici andrele lungi și scurte, firul de plastic de diferite lungimi. De exemplu, am aici un fir de 150 de cm care se folosește pentru lucrări foarte, foarte mari. Iar aici le-am pe cele scurte, care împreună cu andrelele au o lungime de aproximativ 45 de cm. O să le mai măsor încă o dată pentru dumneavoastră, iar sistemul pe care l-am prezentat într-un video anterior o să vi-l arăt. Este foarte simplu, acele se înșurubează pe fir, iar cu acest ac se fixează mai bine. Aici am două fire diferite ca lungime, eu îl voi folosi pe cel mai scurt. Acum o să înșurubez andrelele care sunt de mărimea 6 și voi folosi această mică cheiță pentru a fixa mai bine, pentru a le strânge. O înșurubez și pe a doua. Există o diferență între andrelele lungi și cele scurte. De exemplu, aici, vedeți, am andrelele de numărul 5, în varianta lungă și scurtă. Au o diferență de câțiva centimetri. Desigur, cele mai lungi sunt mai ușor de manevrat, sunt mai stabile în mână, iar la acestea, partea flexibilă începe mai sus, ceea ce face tricotatul mult mai ușor. Dacă le punem una lângă alta, puteți observa diferența de partea flexibilă care începe mult mai sus. Deci, această variantă este mult mai comodă. Haideți să le măsurăm, să vedem ce lungime au. Din vârf până în vârf, au exact 40 de centimetri. Deci voi tricota circular 40 de centimetri pe acest sistem. Voi folosi acest fir de lână albastru și voi începe prin a vă arăta cum să facem ochiuri. Tragem ața în sus și începem cu ochiurile. Folosesc doar acest ac și fac câte un ochi lejer, până se umple firul și ajung în capătul celălalt. Și am mers de jur împrejurul firului cu ochiurile până am ajuns în capăt. Ața se așează foarte frumos, nu este răsucită. Cam așa ar fi arătat dacă s-ar fi răsucit, ca o spirală. Însă ața trebuie să stea așa, cu baza înspre interior. Acum iau ața de lucru pe deget, în partea aceasta am capătul firului și intru în primul ochi și iau ață. Și continui în felul acesta, de jur împrejur, până la capăt. Este foarte simplu, pentru fiecare ochi împungem, luăm ață și trecem pe partea cealaltă. Am terminat și cel de-al doilea rând și am ajuns în capătul pe care l-am marcat cu acest fir. Puteți să vă marcați capătul pentru a ști în ce rând sunteți și când începe un rând nou.
continui rândul exact în același fel și este foarte simplu acest tricotat circular, pentru că nu aveți nevoie să calculați sau să măsurați sau să faceți înălțime de niciun fel. Acesta este avantajul tricotatului circular, este foarte practic, iar modelul ochiurilor este unul foarte drăguț. Iar eu voi continua acum, după cum v-am arătat, până mi se termină ghemul. Și am ajuns la sfârșitul firului. Puteți vedea cum arată modelul pe față și așa arată pe spate. Este partea din interior, dar îl puteți folosi și invers dacă preferați modelul acesta. La final se face și încheierea ochiurilor, dar asta în alt video. Vă mulțumesc că ați urmărit idei do it yourself. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă doriți să urmăriți mai multe, vă rog să vizitați canalul meu și să vă abonați. Iar dacă puteți, să dați și un share prietenilor voștri. Până data viitoare, pa, pa!